6 motive pentru care să-ți iei 6, că sunt 5 motive să te iei 5. Nu știu, permite, nu permite, dar mie îmi place maxim interiorul negru. Nu te poate duce decât cu gândul la actorii și actrițele din filmele porno. Așa face toate, e boala lor. Caută, Mihai, caut. Am o surpriză pentru voi. Și pentru urmăritorii noștri, fă-i la dreapta. Într-adevăr, nu se împacă bine cu Republici Bananiere aceste mașini. Mamă, uite cum trușe. E impresionantă la cum merge. Da. Însă, e făcută blând, e reglată blând, e reglată să nu faci nicio cascadorie cu ea și să te ducă în siguranță. E un fel de Audi. Și cu suflirea asta. Alo. Da. Am și eu aici o lăsare. E pe dreapta? Pe dreapta, da. Da, nu se poate. Nu se poate. Așa face toate, e boala lor. A, e bine. Deci după ce a fost nevoie să filmez în alt județ o mașină ca asta, astăzi filmăm la noi acasă una de vânzare. Și pe parcursul acestui episod o să vă spun niște lucruri, sau mai bine o serie de lucruri. M-am gândit toată ziua la cum să spun chestia asta și îmi scapă. Așa se întâmplă. Pe parcursul acestui episod o să vă spun 5 motive pentru care să... Nu, 6 motive pentru care să-ți iei 6, că sunt 5 motive să-ți iei 5. Eu pot să spun 100 de motive care să nu-ți iei Audi. Nu înțeleg. Chiar nu înțeleg ce faci acolo. Ce trebuia să facă... Ce trebuie să facă orice proprietar de orice mașină dimineața când găsește o frunză să o ia? Că astăzi una, mâine una, apoi mâine una, ajunge apa la picioare. Am eu un BMW la garaj acum. Bă, avem mașina unui prieten de-al nostru. O mașină recent importată, care are ceva kilometri reali și verificabili. Ceva dotări. Da. Și pe care vrea să o vândă. Dom'le, o să găsiți anunț. Veni așa cu ăștia, fii atent. Știi că eu iau numai... Păi vrea mai mult decât vrei tu pe Audi. Păi și cum acum facem când filmezi Opel? Și când filmezi Opel, vin desculț. Că nu Opel așa te face Opelul, să mergi desculț. Sau acum, na, altele. Păi, nu cred că. Da. Cred că tot Audi te face să mergi desculț până la urmă. Nu te uiteași că ciuram n-am, dar ce vrei, merg așa. Bă, totuși, acest Sport Activity Coupe, aceasta a doua generație, că ultima este de-a dreptul... Deși e făcută în America, zici că e făcută la NASA. Vezi că vrea să o vândă. Păi nu, mă uitam dacă are de fapt tot același model. Am dus la un client mașina acasă și stăteam în spatele mașinii respective și când dădea prin grup vedeam tobele că se mișcă și vreau, mi-aduse aminte dacă... Du-te bă de aici, bă. În mers, când mergi prin grup, ăștia se mișcau așa la o mașină care avea vreo 30.000 de kilometri și omul era fript pe ea. Păi... Hai să-l punem parte. Un pic de mișcare trebuie să aibă. Ce vreau și ele de la... Te rog eu. Dacă le faci prea fixe, se simte în caroserie. Opa. Ăștia le-ai sudat, domne, știu ce ai făcut. Dar tu bași piciorul aici și te urci sus pe plafon ca să o ștergi. De-aia le... Ai fost la unul meseriaș de ți-a făcut lucrare. La Verico. Da. Și știi dumneata așa, mă așteptași ca să... Că știi că îmi sunt foarte dragi mie modelele astea, nu? Exact. Lăsai... Colegul meu lucrează acolo, tot la un BMW. Forjează mașina în blană să ajung la programare. Lua și Adidas și potriviți. Bun, deci acest Sport Activity Coupe care se face în continuare în America este în continuare la fel de impozant, atrăgător ochiului, pe cât este de performant. Și cu da, 4 ani. Acum normele de poluare Euro 6 sunt prezente și pe aceste mașini. Normele de siguranță trebuie că îndeplinite. Ia ciocolă, domnul Lucu. Nu, dar știi că ziceam de Volvo XC60, XC90, că le flambează aripa. Te rog eu să ciocolă în ea. Eu, uite, eu n-am așa ciocolă. Nu-i bine, nu-i rău. De ce n-am Mihai și eu așa? Ce, domnul Preda, ce nu ai aici? Vezi ce înseamnă? Ai zis că e o mașină și a mea, nu e fraieră. N-am la asta telescop. Ia uite, frumos. N-am de ăștia de să plimb așa, încolo, încolo. Păi vezi? Da, dar vezi, mașina ta este o mașină de... care se presupune că nu car cu ea bagaje, familii, copii, cățel, purcel.
Băiatul care mi-a dat-o nu mi-a mai dat nici ăsta. De unde ai văzut Audi remorcat? N-am văzut adevărul ăsta, l-am văzut pe platformă. Pe platformă am văzut, dar așa remorcat. Pe platformă, fără cârlig. Porni, domnule, Audi, orice s-a stricat la el, el pornește. Restul, anexele sunt mai supărăcioase. Scuză-mă, da, nu mi-am dat seama. Dar orice am zice, ia uite cum e aici. În această mașină este calitate. Într-adevăr, a pierdut în unele chestii, pentru că e un lucru modern care respectă toate normele de poluare și trebuie să se updateze și să țină ritmul. Buretele la pe acolo, ce rost are, domnul Preda, ca să nu zornă în mașină, să n-ai gălăgie. Să nu se mai audă rulajul la roți și așa mai departe. Ia uite scurgerea la trapă ce bine e poziționată. Deci bag mâna și văd, înfundată, nu înfundată. La altele demontez de tăia plânsul. Da. Ia uite ce cât de hoți sunt. Au făcut ăsta e plastic, dar te păcălește că e îmbrăcat cu material, prin textura pe care o are, vezi? Da, deci eu am văzut la generația asta unele chestii care au început să nu mă așteptam să le facă chiar și BMW-ul, chiar și la mașina asta, pentru că e una din mașinile scumpe. Știi de ce cârligul ăsta aici? Stai așa, domnule. Care domnule? Domnul ăsta de acolo. Care cârligul? Nu mai trage de el. De ce? Dacă ăla... rămâi fără baterie. Eu am descoperit că de ăla deblochezi frâna de mână. Pe bune? Da. Oh. Are un motoraj pe la mijloc care strânge frâna de mână. Că am descoperit că n-ai să fac puntea la unul. Era băgat, știi, era negru. Da, da, da. Atunci că așa nu știam ce face cablul ăla, pe unde se duce. Nu vreau să fiu rău, dar și BMW a pierdut mult din calitate. Dumnezeu, dacă face calitatea de altă dată, pe costurile de acum, unde ajunge? Când... Dar ce-au făcut cu profitul de la alea de altă dată? Că da? Iar L-au mâncat la Saint-Tropez, Mihai, ți-am spus. Dar unde știi, domnul Lupa? Ai fost cu ei, domnule, acolo? Mi-ar fi plăcut să mă duc, dar nu m-au luat. Dar trebuie să facă cineva și ce bani pentru ea. Domnul Lupu căuta pe Olex Vectra, ce? Deschide capota, pentru că mașina asta are sub partea asta din față exact ceea ce trebuie. Și un sfat de la mine, că și de la domnul Preda. 100 de euro. Opa. Este că atunci când vă cumpărați mașini din astea, nu vă hazardați la cele cu... mai multe turbine, cu mai mulți cai, cu mai multe locuri care par super fancy și super... Aici e o mică colecție de... Domnul Lupu, dacă aș veni să cumpăr mașina asta și aș găsi-o așa, aș cumpăra-o, pentru că înseamnă că nu e aranjată de nimic. Da, poate să fie și strategică treaba. Da, lăsat-o sub un copac o săptămână înainte să o vândă. Poți să o lași 10 minute, te sui în copac, zgudui de 5 ori și gata. Dar nu poți să aduci praful ăsta în 10 minute sau 3 zile. Exact. Eu nu sunt de părerea asta cu dumneata. Sunt conștient că mai multe turbine, mai multe probleme, dar... Dar tu crezi că mașina asta e lentă? Tot pe varianta asta am mers și eu, am zis mai multe turbine, să fie mai puternică. Tu crezi că mașina asta e lentă? Da. Tu crezi că mașina asta are adversari pe șosea? Da. Din clasa ei? Cine? Renault Arcana? Cine? Mamă, lasă-mă că am văzut de la... Da, uite, au sigilat toate ăștia cu cederi pe aici, de jur pe jos, să nu intre apă când ai pe aici, să nu... Au știut ce vor de la viață. Asta este N57, deși scrie Twin Power Turbo, este cu o turbină, 258 de cai, are acea împărțeală a traseului de aer, care nu vi le explicăm noi, că nu ne pricepem și nu... Frumos, am un prieten de are una de asta și ce să mai plânge. Da, cine știe, nu fi fost... Fii atent că dacă îi bagi de la Peco sau de la ăștia, nu-i place. Am auzit că e o chestie cu AdBlue de calitate inferioară. Noi când o să avem mașini cu AdBlue, o să băgăm Ravenol. Pentru că și Ravenol are AdBlue. Eu bag în continuare, domnule. De ăsta, de la Peco, de la și ordinar. Și n-ai nicio treabă. Și merge, n-ai treabă. Bine, mașina ta e tot un pui de Volkswagen, așa știi. Și tot poate de-aia. Da. Că, ce să-ți mai spun acum, da, grillele și scria Volkswagen atât de mare și o stemă de Audi mică într-un colț, pe pungă. Am cumpărat aia de la roți, senzoria de nivel, în cutii, la fel. Dita mai asta, Volkswagen, te aud dintr-un colț. Mă deranjează, cred că până la urmă trebuie pe pasat. În fine. Să trecem. Tu chiar vrei să nu mai umbli deloc la mașina ta dacă ți-ai pasat. Păi, opa. Are lipsuri. Aici cineva e la... Da. Sustras într-un mod românesc. Fraudulos. Se găsește, e vreo 300 de lei, trebuie vopsit. 1000 ceva de lei un proiector am schimbat eu la cineva, că avea un punct foarte mic de negru înăuntru. Și fiind capsat... Bă, adevărul că mașinile astea
Deci pe lângă prețul mare de nou, își păstrează un pic prețul mai bine decât X5-ul. Sunt și un pic mai frumoase, un pic, dar un pic mai nepractice. Însă marele lor minus este prețul la componente. Acum, ce vrei? Știi ce vreau? Că e cheia la tine. E cheia la mine. Ia urcă-te-n ea un pic și aprinde farurile astea spectaculoase. Așa. Farul Mihai, mie nu-mi place chestia asta. Ce, domnule, pe ce nu-ți place? Păi, a văzut că asta n-are, n-are sistemul cu dublu, dublă de dublă tragere. Iar siguranța e doar pe parte. Ai cele două siguranțe principale, dar siguranța secundară e doar pe parte. Nu-mi place. Wow. Da, ce e al lui, e al lui. Ia dă și blițuri, că mașinile astea dau blițuri. Domne, păi dacă spun că are și semnalizare, nu mă crezi. Are, ia uite, bă, merge. Merge, nu merge. Vezi? Merge, nu merge. Merge, nu merge. Bun, dincolo de toate glumele care se fac cu aceste mașini și despre șoferilor, ele chiar vin echipate cu această manetă prin care la o simplă apăsare spre jos semnalizează stânga și când trece așa cu mâna pac pe ea, s-a dus, semnalizează dreapta. Este totuși printre cele mai îndrăgite mașini, atât în România, cât și, cred că, în restul lumii. Ești setat pe locul tău? Da, păi... E poziția ta de conduș, da? Ce ai făcut că n-ai ales scaunul să se rupă de la jumătate? Păi nu e full mașina, de ce te ești rău acum? Păi nu, eu pe ăla... Păi vezi dacă are domnul Lupu loc, că aia e mai grav. Păi ce, bă? Unde-l mai facem acum? Ne urcăm în toareg și plecăm acasă, nu știu cum să facem. Că la 7 nu ne va lua niciodată, îți dai seama. Vă iau, bă, ce să mai... Domnul Lupu, ia spune-i ce pariu am făcut. Bă... Că vreau să-i văd reacția. Hai, spune-i, spune-i. Chiar, bă, cred că voi faceți ceva, mă. Nu se mai poate așa ceva. Spune-i, domnul Lupu. Ai reușit să te urci? A reușit să mă introduc aici. Stai, nu închide ușa. Stai să văd dacă reușesc să închizi și ușa. Asta o închizi în genunchi. Cam în genunchi. Hai că nu fac ușa, au. Ceea ce nu e bine. Păi da, dar uite, vezi, stai un pic. Ia, pune un pic contactul și lași geamul jos, cum ar veni. Ia. Mamă, când aud așa... Sunt blocate, ia vezi. Deja știi de ce să faci? Să lași geamul? Da. Mm-hmm. Pentru că hai să zicem că reușesc, știi? Cu chiu, cu vai reușesc, dar dacă vreau să ridic geamul sau să-l cobor, cum fac? Cu cotul, ca la Daci. Păi dar nu, că e în partea elălaltă. Îl pun pe domnul Preda cu cotul. Și iau-te, cu vine de, domne, cu cotul, așa. Mă, îți ajunge mâna din față să-mi schizi geamul, păi în spate. Da. Păi ce mă, Lucu, pe mea ajunge, știi pe unde ești cu ea? Păi, reglezi trapa. Asta, nu apropo, ăsta nu au decât trapă, nu au panoramic, pentru că probabil nu permite forma plafonului. Nu știu, permite, nu permite, dar mie îmi place maxim interiorul negru. Nu, cu data, da. Combinația asta a negru cu alb chiar e frumoasă. Da, dar uite cum arată pielea, cât de moale. Asta vreau să zic, mașina are aproape 280.000 de kilometri. Nu are, are urme de uzură, dar în locuri de unde e cel mai... Ia uzi. Are un bec aprins? Ce frumos arată ușile deschise. Bun. Domnul Lupu, spune-i despre pariul nostru și până mă urc și eu și mergem. Păi nu mai știu cum a fost toată povestea. M-am convins, cu Luci Popa. Opa! Că până la urmă tot o să-ți conducă lui Cipova mașina, să-i facă consumul pe traseul nostru. Așa. Și Nea Mihai a pus veniturile pe două luni. Opa! De pe canal. Eu zic să te gândești. E, bă, dacă e pe așa... Sună pe Lucia! Hai să mergem să ne plimbăm. Și ce o mai fi? Bun. Bă, știu să te păcălească frumos, să te facă să... Ia uite, cu astăzi în ce mașină să iau, doamne, cu Alfa. Avea asta, cotiera prinsă de scaun cu Giulietta. Și ia uite cum stăteam eu așa, îmi venea până aici cotiera. Deci nu venea cotiera mai încă. Ia uite aici cum stai. Pe bune, chiar stai vis american. Dar dacă vreau să pun acest telefon Samsung, așa, în acest buzunar integral de plastic, așa, e bine totuși că are pe partea din spate zis, un cauciuc. Vezi? Nu există vreo mochetă, vreo ceva care să le acompanieze sau să le finiseze. Ia uite. Așa. Pac. Lumină. Resetează și tu consumul. Păi eu mă știu să... De la BC de acolo, BC? Pe maneta de semnalizare, apasă pe BC. 280.000. Bun. Încă o dată.
mai are pentru 100 de kilometri, mai dă-i, 9% și acum ține apăsat, tot pe BK. Bă, vezi, bă. Și acum mai dă-i să nu-l vedem noi în timpul nostru. Să nu-l vedem. Bun. Domnul Lupu, ia bantale puține imagini din spate până pun și o centura. E foarte interesant modul în care se plimbă tetiera. Domnule, orice s-ar spune spre... în aceste mașini este inginerie dusă la... la maximul mașinilor stock. Nu vorbim de mașini ediții, mașini de... cum după să le numim. După cum observ, Mihai, nu avem mânere să ne ținem la plafon. Am observat în timp ce mergeam cu cealaltă. Dar avem o chestie foarte mișto aici. Ca să poți să-ți pui și tu un umeraș cu o cămașă, o da, să ții de umeraș. Păi, nu te ții. Hai, domnul Fred. Da, dar ce... ce îmi place cel mai mult? Fii atent, am căutat la 1000 de mașini să găsesc treaba asta pe centură, vezi? Ăsta. De-o duci și o ții, s-o ții unde vrei tu. Da. Nu unde stă ea. Și pe bune abia am găsit tot într-un BMW. La dezmembrări. La a mea, sau și la X5, de l-am avut. Eu cum stau așa cu cotul, când lovesc, dau direct în ea și sau stă și atinge pe... Mergem, că ia nu avem lumină. Gata, domnule, să mergem. Să amintește de spring zgomotul ăla. Domnule, dar ce îndemânat e că e. Bun. Despre X6 se pot scrie romane. De dragoste. Sau de... sau de... război. Pentru că vrem sau nu vrem să recunoaștem frumusețea vulgară a acestei mașini nu te poate duce decât cu gândul la actorii și actrițele din filmele porno. Puneți centura, că ești și tu vedetă pe YouTube. Eu o trăsei când mă văzui ăla, mă jucai, da. Bă, dar chiar e frumos. Foarte controversată în anul care a apărut în 2007, pe succesul X5-ului, se face în a doua generație asta și se face și în cea de-a treia generație, cea care este în prezent. Și cred că se va mai face ceva generații, pentru că... ce e foarte interesant, Mihai... pentru că avem ceva în portbagaj care îți droncăne. Că la fiecare 5 X5-uri se vinde un X6. Ceea ce nu e un lucru de aici de acolo. Domnul Lupu, ce să zic? E o mașină care trebuie să-ți placă cu adevărat să o iei, să o cumpe. Merge la fel de bine ca fratele X5. Are însă unele chestii de finețe un pic altfel setate și altfel reglate. Nu mai are decât 3.0 motorină cu mai 3 variante de putere, 3.0 benzină 6 în linie și un singur V8 de 4.4. Cutia ZF cu 8 viteze. Ce-mi place și cum, multă tehnologie. Cum ia viraj așa repede. Adică e puțin de volan și ea se virează mult. Probabil că are aceea, și ești dat pe confort acum, da. Are aceea casetă de direcție cu demultiplicat, cum se numește? Bă, da, frumos. 4.000 de euro, așa. Uite, bă, cum să nu-ți placă volanul ăsta? Uite cât e de finuț. Și cât e de frumos. Padele ăștia sunt de mari. Tu știi că eu mi-am mai luat-o de la urmăritorii noștri. Așa? Spunând că BMW are cel mai frumos și cel mai bine interior făcut. Da, cel mai interior. Iar m-am greșit, dar nu contează. Înțelegeți ce am vrut să spun. Este peste Audi. Nu știu cum e, dar mie îmi place. Ce pot să... acum nu trebuie să ia după noi sau să ne judece, că mie unul personal îmi place. De ce să mint? Nu pot să zic că nici la mea nu-mi place volanul sau nu-mi place aia, dar ce e frumos, e frumos. Nu pot să spun. Tu farurile pe auto. Ia, domnule, pe auto. Gata. Și-a, domnul Preda. E scrisul prea mic aici, mă, dacă o cumpăr un de 80 de ani, nu vede până acolo. Hai să începem, că la emisiunii, ia uite ce caut mânerul pe aici. Caută, Mihai, caută. Am o surpriză pentru voi. Și pentru urmăritorii noștri, fă-i la dreapta. La dreapta. Care crezi, domnul Lupu, că e surpriza? Nu știu unde, Mihai. Surpriză. Ce? Bă, o să țin camera pe voi, de fapt, nu știu, trebuie să țin camera pe voi ca să vă văd fața în momentul în care o să vedeți surpriza. Și o să întorc spre șosea în acel moment. Ia uite. Ia așa arată, ia. Bă, oamenii, la cât costă motorina, pe aceea iarbă verde, lunca jiului, să trăiți, drumul bun, Doamne ajută. Și ce, s-a întâmplat ceva cu podul ăla? Mergem și noi dintr-o bucată, s-a scos semaforul? Domnul Lupu, camera e pe matale pusă și pe domnul Preda. Vreau să vă văd reacția acum când se depășim virajul și Golden Gate de Oltenia. Fă, ia uite, bă. Podul gol, fii atent. Da, Dumnezeu.
Păi dar nu e gata, domnul Lovu. Nu e gata, dar măcar nu mai e semafor. Vezi la ce chestii mici am ajuns să ne bucurăm? Trai de capă, mă, chiar că în ce hal am ajuns. Da, să ne bucurăm că au vopsit 3 ani un pod. Păi uite, vezi tu una peste alta, mânerul ăla de pe ușă de care tragi, de pe ăla e 90 încoace, tot ăla e. Da, bă, domnul Lupu, da. Știi? În mașina asta totul e frumos, să știi. Totul e moale, mai trosnește și ea, nu la fel de mult ca frate, ca... Concurentul. Concurentul Mercedes. Da, îți place. N-ai cum să, n-are cum să nu-ți placă. Și hai să începem cu cele 6 motive. Motive pentru care trebuie să-ți cumperi X6. Primul motiv este simplu. N-ai făcut nimic în viață, trebuie să-ți iei X6. Al doilea motiv ar fi, vrei să-ți impresionezi vecinii, neamurile, foștii colegi, ia-ți X6. Al treilea motiv, vrei să poți forța traficul, să poți merge pe linia de tramvai fără bilet sau abonament, să poți comite o serie de contravenții la regimul rutier fără să fii aspru sancționat sau chiar deloc. Cu Loganul nu ai cum să prinzi o mașină ca asta, nici dacă e oprită. Al patrulea motiv, ai în viața ta persoane care au mai multe conturi de OnlyFans. Al cincelea motiv ar fi, e mult mai frumos decât X5. Și al șaselea motiv, dacă nu ești în stare să agăți o doamnă, o domniță, prin alte mijloace, o va face mașina asta pentru tine. Corect? Corect. Pe mine altceva mă supăr. Eu sunt învățat cu funcția confort la coroana de direcție. Așa. Și mi merge volanul exagerat de ușor și pe la viteză de astea. Adică cele vechi se conduceau greu. Astea chiar se pot conduce de către oricine. Da, dar vezi, eu sunt învățat la Audi, merge mai ușor volanul. Bine că asta trebuie să o conduci bărbătos, așa, să tragi încolo, dar observ că pe traseul ăsta pe aici nu e foarte confortabilă și nu are nici cele mai mari roți. Eu am fost cu una de asta până la București înapoi și cu un seria 7, cam același an. Și asta zdruncină și sare, ea e stabilă, dar vezi, pe gropi și pe drumuri bune, drumuri, de ăștia cu multe curbe și gropi și așa mai departe, de nivelări, e deranjantă suspensia. Știu. La autostradă și la viteze mari e stabilă mașina. Dar n-au putut să îmbine una cu alta, să o facă și așa să meargă. Pe un singur producător a reușit lucrul ăla. Care merge și tare pe stradă, și bine pe drum mai prost, merge și un pic pe câmp. Gata, știu cine. De exemplu, am fost la altă seară cu colegul meu, cu Lorenzo, cu Joagaru, pe la Troaca și mergea cu 120 pe drumul ăla de pământ. Da, și aia lui bune, e mașină de adevăratele. Nu se simțea nimic, eu am zis, bă, vele, vrei să ne dăm cu capul în plafon. Și nimic, eu n-am văzut ce suspensie avea, nu știu. Șaseiul, caroseria, sudurile, oțelul de calitate. Chiar m-a lăsat mască. Eu ți-am spus că mașina e impresionantă. Păi eu o văd zilnic și mi se pare, da, o mașină. Verde. Ia uite aici, băia. Ce? Hai că nu e lentă. Orice ai spune. Nu e lentă. X6 numai din forma lor, când te uiți la ele, îți spun sau... Însă, ți-aduce aminte de aia care avea 60.000 de kilometri cu caseta de direcție? Acum și-a luat una, până aia, 60 avea atunci. Acum a luat una cu vreo 7.000 de kilometri, tot ca aia. Tot cu caseta? Nu, da, tot ca aia, același model, dar e nouă mașina. Mă sună astăzi ce-a făcut. Călcă pe o gură de canal și se întoarce gura de canal așa în spatele, după roată, și făcu bardaf aici, pragul, cu scuturile, cu fire, ce mare pe aici, pe sub... Norocos. Bine, într-adevăr, suma defectelor acestor modele este mare. Costurile de reparație și prețurile componentelor sunt uriașe. Problemele astea de care se lovesc în țări de lumea a treia, cum este România, și ele sunt multe și dese.
pur și simplu trebuie să-ți... Nu trebuie să-ți permiți, că dacă o cumperi de numai că ți-o permiți. Trebuie să ai tot timpul un card cu... încărcat cu 5.000, 10.000 de euro. Ce? Pe care să nu-l folosești la nimic altceva. Nu-l bagi la păcănele, nu-l dai la doamne și domnițe, nu faci nimic cu el. Îl lași într-un loc și uiți chiar și tu pinul. Sau poți să dai pinul la domne și doamnele de la recepție, de la service, de acolo, de unde o repari. Vezi, reglajele astea ale suspensii care fac acest mastodont mare și puternic să fie la fel de agil ca o berlină, Pierde euro. Sunt curios dacă ai avea o astfel de mașină, iar ca urmănelul să mă prind și n-am de ce. Dacă ai avea o astfel de mașină și ai folosit-o vreo 300.000 de kilometri numai în România. Păi de capul meu. Luată de nou. Mașina de schimbare, o Passatul ăla, l-a luat de nou, nu, 0 km la de schimbare far, ăla, becurile de Xenon. Și avea de 14 ani, becurile și au funcționat. Și acum dacă te uiți la mașini mai noi, după 2-3 ani, 4 ani se arde becul de Xenon. De ce? Păi hai că la Dexenon nu e cum e că îl mai schimbi, dacă s-ar de LED-ul, trebuie să schimbi farul cu totul. Găsim și da, improvizații. Improvizații, uite, aici iar se fac improvizații. Bagă, domnule, aici și întoarce, să mă las să merg și eu cu această mașină. Domnule, dar chiar e... Băi, Cristi, iar ne întâlnim cu Sabo Staruș. Fai de capul meu. Domnule, trebuie să vii la filmări. A, ești cu volanul pe dreapta. Vii și la filmări. Într-adevăr, nu se împacă bine cu... republici bananiere aceste mașini. Eu te cum și și asta, dacă nu mă înșel, are perne pe spate, cred. Toate au perne pe spate. Doar pe spate, dar nu sunt un sistem de asta de perne ca la a ta, știi, cu 10 moduri sus jos plus modul fleașcă. Ucă, acum dacă vrei să mergem undeva, știi ce calculezi prima dată? Cam cât mi-a luat platforma să mă aducă de acolo înapoi, după aia mai pun și banii de motorină. Domnul Preda, pentru toate deplasările astea mergem cu Passatul. Hai, treci în dreapta. Ce să mă, păi și eu sunt gurel când plec așa, cu soția, cu puștul. Cu riscuri. Plec așa, păi am mai plecat eu cu riscuri. Am mai plecat cu Audi și m-am întors cu Passat. Așa că, na, nu ar fi prima oară. Da. Ia, poftim aici, să nu scoți firul de sunet. Nu mai scot, domne. Ia, închide, domne, poarta să văd. N-are sistem de la desplace. Ia uite cum te prinde, bă, ia. N-are bă, de la de zici tu că trage ușa. Nu, asta e, dai cu ea zdrang. Nu știu dacă există scaune ventilate la mașina asta. La vreuna dintre ele în echipare. Tu ai văzut vreodată? Nu mă uit, domnule, la asta. Eu mă uit la ea așa cum arată, cum mi-ar place. E păcat de ea la toate chestiile care le are. Așa? Îți amintește de trecut? Ce fie? Coloana asta de volan? Da. Păi ce, acum nu am, sau ce? A, și acum? Păi iauzi, bă, de-aia vezi că îi lipsește butonul ăla de încălzire la volan. Vezi? La... Dar să știi că dacă mai merg încă... Și, aoleu, și păi mâine avem X1 2018, domnul Lupu. Dacă mai merg mult cu marca asta... Te îndrăgostești și vin spasat. Plac? Bă, de plăcut îmi plac, însă eu unul nu mi-aș lua niciodată. Lasă, domnule, că parcă te văd peste ceva timp. Iată, ia să-mi spui cam cum arată, cam cum se simte volanul. Băi, îți spui să, eu am mers cu ea, cu cealaltă, care e identică cu asta, doar că avea interiorul roșu. Ia uite-l. Da. Și pe Saru și pe drumul expres, dus, întors și așa mai departe. E impresionantă la cum merge. Da. Însă, e la fel de impresionantă și când... Ding, da, uite, știu. Prea rigidă. E mult prea rigidă. Pune-ți centura. Nu centura, că... Începe aventura. Și cred că ai mare nevoie să-i lași pneurile mai moi. Deși sunt ranflet și... Da, poți să-i pui neranflet. Păi da, că cauciucurile astea sunt așa, crezi că le pui cu 3, 4... Le pui cu un Opel, ca lui domnul Lupu, bun. Da, le pui în Opel și le duci la vulcanizare și lași și Opelul pe locul banilor pe el. Ce frumos negru ăsta pianul plec aici. Bă, atunci cine mai... Deci aia pe acolo, într-adevăr, pe Saru și pe drumul expres a fost drumul ok și ce-a mers cu ea prin Slatina. Dar asta pe aici merge...
Lasă-ne. Bă, domnilor ingineri germani, voi nu știți cât de mult vă iubesc românii pe dumneavoastră și această marcă. Mai umblați un pic la setup-urile ăștia sau... Că... Încă din întâlnire am... Hârtoape de adevăratele, doar așa... Păi da, domnule, da... Ăia n-au pe ce să vină aici să le testeze, să vadă cum se prezinte. Ei la acolo și pe când dacă merg au asfaltul drept. În momentul în care umpli la setup, Mihai, nu mai obții sportivitatea aia de suspensie. Dacă o faci mai moale atunci când încalci, îți are de vot. Și ai putea să un Passat. Păi da. Păi vezi, a ta e moale, te voiesc că e moale. A mea e prea moale. Păi, da, da, îți place cum stai în ea. Pune suspensie sport tare și o să ți-o păi ca asta. O să fie foarte... ageră, așa, pe poartă stabilă, pe curbe, dar vei să ia așa în sus. Top. Cum se pare? Ce alegi? Liniștea sau? Liniștea. E, atunci, nu-ți lua Audi. Ia uite ceasul ăsta, să văd frumos. Băi, mașina asta îți place. Marca asta, orice ar avea. Orică se, că se strică nu știu ce, că se mai rupe distribuția, că mai te las o cutie. Toate astea se pot repara în România, nu pentru că avem specialiști și oameni pricepuți, locuri dedicate și așa mai departe. Bineînțeles, cu contrasumelor de la un Opel în sus, așa, dar n-are cum să nu-ți placă mașina asta. Deci cum merge și cum te face să te simți așa. Adică în fața noastră, de exemplu, este o... Ce mașină asta, Cristi? Capcană de asta. O capcană din asta. Ibrid din asta, ibrid. Noi am mers cu sedan, n-am mers, dar o să mergem vreodată cu una de Vâlcea sau nu știu. Vorba de mulțumirea ta ca om, pentru că să ai, să dai o sumă de bani de 30.000, de 40.000 de euro pe o mașină, că e nouă, că e la mâna a doua, trebuie să te mulțumească, trebuie să ai cumva un revers al banilor ăla, că până la urmă pentru asta trăiești, să faci banii, nu contează cum, dacă îi faci cum nu trebuie, există oameni care te vor căuta și... Îți vor lua și banii, te vor lua și pe tine pentru mai mult, mai mult timp. Sau poate ești un norocos. Dar trebuie să ai așa o recompensă a muncii tale în lucrurile pe care le folosești. Poți vorbi și la un telefon banal. Dar altfel te vede lumea când scoți un 14 Pro Max. Da, e și asta. Toate astea, Mihai, nu trebuie să le faci pentru lume, trebuie să le faci pentru tine. Da, și pentru lume. Da. E cea mai mare greșeală, te trăiești pentru lume. Poți să ai foarte mulți bani și să mergi cu mașini banale, gen Volkswagen. Eu am întâlnit persoane care au un bloc sau două în oraș și are Golf 4 omul. Și nu-l interesează mașina. Și, na, eu unul dacă mă întreb, n-ai un mâine, bloc? N-am un bloc, dar mi-aș lua unde ăsta. Eu nu calculez 10% sau ce mai... Două pe atâta și mai dai 10.000, jumătate, un sfert de rinichi, mai rinichi. Nu, am luat altele de ei. Că fii atent când îți iei o mașină de asta, nu trebuie să ai banii doar de ea. Că asta fac majoritatea, o greșesc. Trebuie să mai ai ceva, ce exact ce să știu, pe dreapta. Că acum ei, acum se supără. Știi cum e? Da, uite, vezi, mașina asta are kilometri. E cacioară. Știi ce e interesant? Mașina asta are kilometri făcuți într-o altă țară. Și are mici zgârieturi picolo, care pot fi cosmetizate, făcute sau lăsate așa, însă tehnic ea merge. Aici este paradoxul cu România. România le pune în cap. Deci România îți pune în cap orice mașină, indiferent cu cât e mai sofisticată și mai complexă, cu atât ce o va pune mai repede și mai rău. Pentru că pur și simplu eu cred că nu sunt făcute pentru toate condițiile astea de le avem noi aici. De tras pe ele zi de zi, gen băiatul ăsta cu gura de capac, păi să dea primăria în judecat. Sau alcuie canalul ăla. De exemplu, majoritatea, ce am văzut când am mai fost eu în afară de câteva ori. Opa. Cine zicea că Audi subvirează, n-am mers cu de-asta. Pleacă, nu pleacă ca mine 10 km se ducă la muncă. Eu mă duc dimineața 10 km, seara 10 km. Omul ăsta la fel, acum, cu mașina asta. Dar ăia acolo când pleacă, se pare că se duc la drum, nu se joacă. Mai bine o pornești și faci 200-300 de km într-o zi, decât să-i faci 200-300. Bă, să nu mai aud de ranfleturile vieții. Să ne uităm ce marcă sunt când coborâm. Deci este primul BMW care subvirează. Ia, mă, ia.
DSP-ul ăsta din prima, gata, ți-a intrat și pa. Ai o pedală moartă, trebuie trebuie făcut soft. Da. E făcută blând, e reglată blând, e reglată să nu faci nicio cascadorie cu ea și să te ducă în siguranță. E un fel de Audi. Și cu subvirarea asta. Bun. Dar la viteză de drumuri de România la 100 de km pe oră călătorim spre acest asfințit blând de octombrie, constatăm că, de exemplu, eu, opa, fuel reserve, ei, asta e, s-a mai agitat din, vezi, din viraje. Văd că au pus ăștia pe aici. Da. Ce îngustă pare drumul acum. Bine că le-au pus asta să pună tot drumul și prin pădure au pus. Cu șanțul ăsta de 3 metri aveai mai mult de lucru. Nu e mare. Așa din parapet mai un far, mai o bară, mai un radiator, dar de aici era caroserie. Păi de aici e greu. Trebuie multe scule să le mai scoți la lumină. Dar să știi că mie îmi place. Într-adevăr, i-aș face ceva la roți, i-aș lua altfel de anvelope. Dar îți place mașina asta, n-are cum să nu-ți placă. Deci îți place cum merge. Mie îmi place și cum arată, și cum arată la interior. Ce... Pe o parte îmi place că e foarte... Stă bine pe curbe și pe ăștia, dar mă deranjează că-s druncină. Care suspensia tare. Pe o parte îmi place, dar uneori, vezi? La asta când o dai pe confort nu se simte mare vrăjeală. Doar că se schimbă mai jos. Da, e mai mult pe reglaje de motor partea asta. De tare când o dai pe sport, se agită așa cumva, știi? Păi urcă mai sus în turații. Dar în rest nu pot să spui că nu e. Vezi că... Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. 1, 2, 3. Cristi, am avut o mașină de n-a întors. Păi depinde, o lași de mașină. Jaguarul ăla lung. Da. Bă! Mi se pare o mașină leneș. Cât are mașina asta? 258. Dar fiind foarte grea? 4x4. După asfaltul. Roți. Mari? Unde o zicea că suntem noi acum? Asta trebuie făcut update la aia, că sunt toate variante, există 11.000 de combinații la aia. Domnul ăsta ce face oare? Știi el ce face. Na, ia cum, dacă eu n-ajung să las geamul. Cum? Păi uite, trebuie să mă ridic. Dă scaunul mai în față. Păi nu, că nu e la maxim în spate scaunul. Și au făcut buzunarul ăsta aici, nu știu pentru ce. Ce poți să uite de ce mergea încet. Era un BMW pe școală. Da. Să dai și mie drum la muzică după ce terminăm, să vedem cum se aude. Că sigur se aude frumos. E... Scrie ceva Harman în carton? Nu, no, abala scrie. E, cum să nu? Se aude, se aude. Când se arde unitatea aia din portbagaj. Acum, lasă, când se arde, așa nu-ți mai de niciunele. De-aia numeau că se strică motorul, aia crapă cutia, la aia se lasă perinile, la aia la altă crapă unitatea. Aia la altă ruginește. Vezi? În loc să te bucuri așa, uite, de rotița asta frumoasă, uite cum arată, pielea asta micuță, schimbătorul ăsta mișto. Ia fi atent. Ia fi atent. Da, nu, așa, stai că nu mai știu că am reușit la cealaltă. Dar nu mai știu cum am făcut. Navigation. Destination input. Country Belgium, start right, add another destination. Pac. Ba, nu așa. Înapoi. Direct. Country. Bagă domnul la Sebeș. Ia uite ce scrie aici. Ia? Cu ce scrie? Ia, cu degetul pe ăla. U. Bă. Ia uite, nu face U. Păi pune și punctul. Nu-l face, că nu e nicio țară care începe cu I. A, că el caută, sau, da. Da, caută și nu e nicio localitate. Păi e deja U. Nu. La cealaltă am putut să scriu.
Da, tu vrei cu PSD-ul, nu știu. Nu, ce. Nu cu Volkswagen. Da, da. E, lasă, domnule. Ce mai ne arată pe aici? Da, știi ce e interesant? Asta e atât de complex și se spune că este cel mai intuitiv dintre toate cele premium. Nu prea ar trebui să te lase să umbli atât de multe lucruri în timpul mersului. Dar de unde știi că umbli tu sau umbli ăsta din dreapta? Pasagerul. Da. Bine, se poate face și cu imagini, cu video in motion, emotion. Cu desene, cu ăștia se poate? Tot ce vrei. A, păi gata, dumne, de asta meu. Navigație de asta meu. A. Păi nu mi-o luam mașină. Să mai treacă câțiva ani să ieftinească. De ce să faci eu? Upa. Ce mare era. Bine, omul Oloi intră în larg ca să nu ia cu spatele. Însă, un alt avantaj al acestor mașini, al SUV-urilor de clasă mare, cum este asta, este siguranța în cazul unui accident. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, impactul între mașini de gabarit T diferite se poate sfârși rău pentru cea cu un gabarit mai mic. Pentru că legile fizicii nu pot fi combătute cu stelele de la Euro NCAP. Ce face domnul pe aici acum să a țăpit? Face pe direct. Mă lăfă-i frumos face aici, aici am... Te râzi? Mă râzi. N-ai nicio supărare. Cu scaunul în poziția mea e loc, așa e? Este. Este, nu pot să spui că nu e. Am 4-5 degete la genunchi. Și totuși, calitatea din scaune, și din banchetă, e altfel decât la orice alt producător de duzină. Mamă, băi, aproape că am pasat, dar nu pot să întind picioarele de tot cu scaunul la maxim. Nu. E mașina mașinilor, să știi, oricine, orice ar spune. Și eu pe ce mai pun codul acum? Pe ușa de spate? Tu te la un chichinichichiu bun să-ți mai taie din ele. Din ușă sau din ce? Ce ciudat mi se pare acum că nu mai stăm la semafor. Te-ai învățat să stai în semafor? Măcar o dată să-l prindem. Deci a mai rămas un macar aici, o grindă ceva pusă. Ori la duci, ori la întors. Dar eu sunt curios că nu-l și asfaltează. Asta la anul mai mult îl bagă iar. Păi să se fi păcălit băieții aia din India. Când au zis alți ani. Alți ani. Altă doamnă, altă doamnă. Altă doamnă. Altă doamnă. Da. Mergem. Bă, ce aș vrea să fac? Să rog pe unul dintre prietenii noștri să-mi dea o săptămână o mașină din asta împrumut. Te plimbi așa că... Nu, dar vreau să văd ce mai pot... Ce mai pot? Pentru că mașina asta exact cum este un mare atu al masculinității. Genul ăla când nu mai poți tu și poate mașina pentru tine. Opa. Ai să ne spui ceva, Mihai, sau? A, nu, mă dă la psiholog, nu. Dar e o mașinărie impresionantă. Și chiar îmi doresc să vedem și ultimul model, că acolo e un... Poate face Popa un gest. Și vine cu un X6 de la noi, îl dă lui Robert să se plimbe, cât filmăm. Lasă, noi. Lasă, bă, că nu face eu, nu iau. Hai, lasă, nu cade un plasă. La final, după aia. Păi da, să-mi dea mie pe aia, să mergi pe aia, bă, îți dădui pe aia mea, hai, scoate Audi pe interval. Și eu mă fac ninge și o tai. Păi o să ningă, într-o lună, două, mai știi? La noi nu prea mai e cu nisul. De-aia nici nu mai au cauciucuri de aici. Și o să apară și încă un model față de ce e acum în producție, Mihai. Mi se pare că a ieșit facelift la el. Atât de repede. Păi 2018. Nu, lasă facelift-ul, dar o să apară încă o generație, 2025, 2026. Bă, apropo de generație. E deja în dezvoltare. Am citit astăzi un articol, vi l-am pus și vouă pe grupul nostru, e un articol dintr-un publicație europeană, care spune că pe 9 noiembrie Parlamentul European discută în plen despre cerințele producătorilor din automotiv de a o lăsa mai moale cu normele de poluare și cu amânarea introducerii normei Euro 7 pentru cine știe când. Pentru alții. Este, mi se pare un lucru normal pentru că au ajuns să gâtuie această industrie și să se facă niște mașini care seamănă cu mașinile. Iar în perioada din asta de crize mai ne uităm un pic în spate așa și da, într-adevăr, poluăm, nu poluăm, dar când e greu
Asta e. Urmează să se redeschidă minele, să se facă curent pe cărbune, cum e și normal, și așa mai departe. Se la vi. Haideți cu cifrele de consum. 9,5. Nu consumă, domnule. Domnul Preda... Eu zic că consumă un 7,5. Eu zic că avem un consum de 8. Domnul... Ia uite, vezi, simt și pătrățele ăștia, călcăm noi pe ele. E foarte tare ca mașină. Au, te-ai oprit. Păi, unde ești tu? Unde ești? Ah, ia aici, dăm puțin. Eu vă zic, tadam, tadam. E cu board computer, cu dele. Ho, 10,7. Ho, e bună. E da. Bine, Mihai, că am spus și în episodul ăsta, la începutul videoclipului. Urmăritorilor să apese pe butonul de like, share, subscribe și tot ce e nevoie. Știu, dar știi ce au de făcut la următor. Următor. Dar domnul Preda vă așteaptă în altă locație. La Special Auto Team. Pe centura de nord, vis-a-vis de Hotel Melis. Melis. Eu știu că domnul Lupu vă așteptăm aici în parcare pe perioada toamnei și să vedem la iarnă cum ne descurcăm, că ne primește domnul Preda la el. Acolo stăm cu ușa deschisă, cu focul domnule, făcut. Domnule, nu e problemă, ia uzi. Doamne ajută. Parcă nu m-aș da jos din mașina asta. Păi poți să rămâi aici, nu-i problemă. Să mai stăm așa, să mai zăbovim. Sincer, aș mai lungi un pic episodul ăsta, numai așa, că cine știe când mai prinde vreo mașină ca asta. Ia uite spațiul de depozitare. Câte una din asta? 40.000? 40.000? Nu-i puțin. Un Passat. Ai Passat, ai Touareg, ai... La jumătate. Câte forduri ții de 40.000? Poți să-mi faci... Tu ai grădina aia de nu prea o folosești, de ce? Dă-o lui altul să muncească, că poate face ceva frumos. Păi ce să facă ca să-mi iau din asta? Din alea? De alea bune. Acum nu. Las. Atunci să-ți dea Dumnezeu ce n-ai avut și-ți dorești. Să-ți dea Dumnezeu tot ce n-ai și-ți trebuie. Ne vedem curând în noi și noi episoade. Bye bye. Ciao.